Bună ziua! Doamnelor și domnilor, onorată asistență! Bună ziua și bine ați venit la ceremonia de recepționare a lotului de tehnică militară donată Armatei Naționale din partea Guvernului Republicii Federale Germaniei. Colaborarea bilaterală militară dintre Republica Moldova și Republica Federală Germană este una multidimensională și se desfășoară în cadrul acordului între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania cu privire la cooperare în domeniul militar. Donația vine în baza aranjamentului semnat cu partea germană în luna octombrie anului trecut, ca urmare a vizitei oficiale a ministrei apărării a Republicii Federale Germania, Christine Lambrecht, la Chișinău. Transportoarele vor fi utilizate în cadrul procesului de instruire a militarilor care urmează să fie detașați în misiuni internaționale de menținere a păcii. Onorată asistență, ceremonia solemnă de recepționare a lotului de tehnică militară din partea Guvernului Republicii Federale Germania se declară deschisă. Doamnelor și domnilor, cuvânt se oferă însărcinatului cu afaceri al Ambasadei Republicii Federale Germania în Republica Moldova, domnului Ulrich Kine. Domnii ministri, domnilor și domnilor, îmi face deosebită plăcere de vă transmite astăzi în numele Republicii Federale Germania această primă livrare de transportoare blindate pe roți Piranha. Prima din câteva livrări parțiale care vor urma în săptămânile și lunile următoare. Cooperarea germană-moldovenească în domeniul apărării va astfel obține un nou nivel de calitate. Această livrare, ca parte inițiativei modernizării a Guvernului Federal German, îmbunătățește capacitatea apărării a Republicii Moldova și capacitățile acesteia de a participa
în misiunile internaționale pentru menținerea păcii. Această participare e foarte apreciată la nivel internațional. Republica Federală Germania e încântată să facă această contribuție significativă în această privință. Mulțumesc pentru atenție! Onorată asistență, cuvântul se oferă ministrul apărării al Republicii Moldova, domnul Anatolie Nosate. Mulțumate, însărcinat cu afaceri, domnule viceprim-ministru, domnilor atașați, domnilor militari, stimați reprezentanți ai mass media, sunt onorat să fiu astăzi aici, la ceremonia de recepționare a primului lot de asistență din partea Republicii Federale Germane și să mulțumesc mult pentru contribuția la modernizarea Armatei Naționale. Obiectivul de modernizare și dotare cu echipamente moderne a fost și rămâne o prioritate pentru mine ca ministru și mă bucur foarte mult că cu sprijinul colegilor din guvern, datorită fortificării cooperării noastre bilaterale și cu instituțiile internaționale, mergem ferm pentru implementarea acestui deziderat. Aceste echipamente care sunt prezentate astăzi sunt doar prima parte a lotului care urmează să sosească, cum a fost menționat, în următoarele luni, până la finele semestrul întâi. Vreau să menționez că aceste transportoare blindate deja sunt repartizate pentru dotarea batalionului 22 de menținere a păcii, acelui batalion care este prezent în toate misiunile internaționale la care participăm noi actualmente peste hotare. Aceste echipamente vor permite instruirea calitativă a militarilor în procesul de pregătire pentru detașare, dar și pentru îndeplinirea misiunilor pe teritoriul național. Efectivul batalionului deja are practică pentru a le folosi și va continua și în continuare ca să se perfecționeze pentru operarea acestora. Vreau să mulțumesc mult Guvernul Republicii Federale Germane pentru asistența care ne este oferită pe parcursul anilor și vreau să menționez că anul trecut am avut o altă donație foarte consistentă din partea Germaniei care s-a manifestat prin mai multe unități tehnice care sunt destinate pentru asigurarea securității transporturilor militare. Tot aceasta contribuie la asigurarea activității cotidiene, precum îndeplinirea misiunilor de bază a Armatei Naționale, sporirea capacității de apărare a statului. Pe această cale, aș vrea să mulțumesc foarte mult și reprezentanților a țărilor partenere, care depun un efort considerabil pentru asigurarea calitativă a procesului de modernizare a Armatei Naționale. Militarii armatei au participat și vor participa la exerciții și misiuni internaționale. Vor continua să-și antreneze deprinderile practice pentru îndeplinirea misiunilor în conformitate cu documentele de politici și Constituția Națională. Vă mulțumesc pentru prezența astăzi, iar comandantul de batalion solicit pentru depunerea eforturilor necesare pentru menținerea și folosirea a tehnicii primite în conformitate cu cerințele documentelor de conducere. Vă mulțumesc pentru prezență. Doamnelor și domnilor, onorată asistență, cu această ceremonie oficială a luat sfârșit. Vă invităm pentru familiarizarea cu tehnica donată. Vă mulțumim!
19. Lotul respectiv, ne referim la această tehnică, va constitui 19 unități de tehnică care o vedeți prezent aici. Dar alte tipuri de echipamente militare? Ce să vorbim despre alte loturi, actualmente vorbim despre acesta. Care este greutatea și viteza de deplasare? Așa informații pot să vă ofer eu care am trecut instruirea. Unitățile de tehnic pot obține o viteză maximă de 100 km la oră, iar masa totală este de 14 tone. Și echipajul? Echipajul, 2 membri a echipajului și 10 infanteriști. Avem militari care pot conduce? Da, am menționat că avem oameni brevetați care au documente și au trecut cursul de instruire. Și o să instruim și alții. Domnule ministru, această donație e considerată armament militar, dar dacă puteți să ne spuneți ce o să instalați pe aceste transportatoare? Mitraliere. Doar mitraliere? Doar mitraliere. Dar Armata Națională are în dotare astfel de nu, echipamente? Nu, acestea sunt primele echipamente care, cu care se dotează Armata Națională și ne propunem să avem și mai multe de acestea. Avem mitraliere, mai avem. A, mitraliere avem, sigur. Da, avem mitraliere. Eu am menționat permanent că avem un obiectiv de a implementa standarde occidentale, de a trece de la echipamentele sovietice la echipamente moderne, echipamente folosite în țările occidentale. Deci ele și mitralierele respective vor fi corespunzătoare. Care este valoarea acestor trei blindate? Și... Eu am menționat că este donație. A, este, da. Este donație, dar oricum... Păi tot are un preț, dar este pentru noi este o donație. Inclusiv vreau să mulțumesc că reprezentanții din Germania ne le-au adus aici, până la locul de destinație. Ele au fost folosite în alte armate sau sunt noi? Ele sunt mult mai cum spunem așa, mai noi decât a noastră, toate care le aveam în Armata Națională, dar înainte de a fi livrate, toate au trecut prin deservire capitală și vin cu inclusiv și cu un termen de garanție. A câta generație sunt? Este pentru a treia generație, modelul dat. Alte întrebări? Din cadrul acestui ajutor din Germania, ce mai include el în afară de aceste... Nu, astăzi noi vorbim doar ce este. Când vor fi alte livrări, alte loturi din Germania sau din alte părți, cu drag, o să vă informez așa cum o facem și astăzi. Dar dotarea Armatei Naționale, cât e transportatoare de armate? Ce are? Armata Națională are dotare